Ne bagăsiți jocuri la cele mai bune prețuri. Accesați linkurile din descriere pentru a vă redirecționa pe site. Am robăiți și bine v-am la un nou videoclip. Urmează să facem transferul Icanului, îl aducem înapoi acasă de pe Polska pe Polifemus. Nici nu știu cât am stat, vreo 3 săptămâni, o lună, chiar intru să verific. 3 săptămâni, da, 3 săptămâni am stat acolo. E destul, ne întoarcem acasă și poate mergem pe alt server. Cine știe, când mai acumulăm niște cașcaval, mai dăm o fură și la ceix sau la Mogherașlagă, unde avem și noi admis. Pentru că pe țara românească sau pe România mai putem merge așa normal, fără transfer, dar ar fi frumos să mergem și la vecinii ăștia noștri. Să vedem ce mișcă pe acolo și cum merge piața. Bun. Hai să vedem care e tot procedeul pentru transfer. Înainte să cumpărăm transferul de pe iTunes Shop, trebuie să intrăm pe serverul pe care dorim să mutăm caracterul și să facem loc pentru el. Adică să fie maxim 4 caractere pe cont, încât limita maximă admisă plus caracterul pe care îl mutăm să fie 5. Aici avem un total de 9 caractere datorat, datorit fuziunii. Am avut 4 și o mai venit încă 5. Bun, intrăm în platforma de la GameForce, aici pe cont și dăm pe piuliță. O să ne redirecționeze pe site unde avem toate setările de la cont. Cazul în care nu vi se deschide, copiați link-ul și îl băgați în alt browser. Mie mi se deschid toate pe Opera, ca așa e setat. Dar dacă nu vă merge pe Opera sau pe ce vi la dumneavoastră, setați acolo pe alt browser. Bun, aici avem toate setările de la cont, chiar cei care vor să... Este cere parola de la depozit, Parole de ștergere personaje, sterge conda, sper să nu fie cazul, bun, noi avem așa nevoie, trimite cod, uite fix ce ziceam, bun, nu s-a deschis cum trebuie, așa că, mai dăm o dată e pe el, vezi, ne deschide pe pagina asta, nu e ok, așa că, dăm înapoi aici, copiem link-ul, intrăm pe Microsoft ăsta, introducem aici link-ul și nici aici nu merge, intrăm pe Firefox, nici aici nu merge. are. Închidem tot, inclusiv pagina asta. Și mai facem... A, asta e ok. Hai, ieșim de pe cont. Corect, corect, corect. Cred că chiar de asta nu a mers. Hai că mai încercăm odată. Bun, o dată. Bun, s-o deschis. Așa mă vezi. asta e. Să nu fie conectat pe cont. Să fie în bara de logout. Bun, trimite cod. Acum mai intrăm pe mail. Codul clar că nu vi-l arăt. Intrăm înapoi pe cont. Avem un link pe mail și ne apare codul. Bun ștergem de pe care avem 0 minute. Și codul de ștergere invalid. Mai dă un cod. Hai că știi ce fac așa, intrăm înapoi. Gata, ștergerea s-a realizat, s-o caracterul. Nu bine frate, nu m-am pregătit din timp, vă dați seama dacă nu mergea acum. Eu cred că nu mai puteam șterge caracterul, nu mai puteam face transferul. Numai pentru săptămâna următoare. Bun. Care mai are 0 minute asta? și după care vedem pe care îl mai ștergem. Ia să vedem. Deci încă două mai trebuie șterse. Gol caracterul ăsta. Avem un cal negru. Fragmente. Depozit cu ale și ștergem caracterul. Sau hai să dăm altele mai gale. Mamă, dar ăsta e gol tare, Mhm, uh -huh, alt. Asta? Hai, mai gol de atâta nu se pute. <laughs> și încă unul. Asta de 0 minute, perfect, nu știu cum de... Bă, sper că n-a șters ceva greșit, acum în mare parte s-o cam filmat. Deci... Gata. Sura o a rămas, deci mai avem sura de 35 aici, toată în regulă bună. Acum ne mutăm pe Polska, dăm logare. N-am putut intra de sâmbătă și sâmbătă am intrat foarte puțin, am intrat de am filmat seara video ce l-am postat ieri și în rest până acum n-am mai putut intra pe... pe joc. Cam deloc. Bun. Deci cum am zis ăstea, pai ce perfect o să vină acolo pe suralau. lău. Așa, armele și vă -o, o să vă mai arăt ce am mai achiziționat. O să începem să setăm caracterul pentru motare. Bun. Scoatem din depozit în prima fază vreau. Și shop a expirat. Dar în mare parte eu sunt mulțumit de ce a ieșit de aici. E în regulă. Ăsta. Hai să nu-l uită ăsta în depozit. <laughs> Bun. Astia exorile iară merge ăsta. Acum, chiar acum putem face ușor, ușor din calcule să vedem cam pe unde ne clasăm. Și ăstea merg, frate, dă-le încoace, schimbă ăstea, pac, pac. Bun. O să vedem cam cum arată inventarul și oricum o să apară și în videoclipul de mâine după transfer. O să albastră. Când o să facem și calculele, pentru că vreau să facem calculele numai după ce îl transferăm contul. Astăzi, oricum, să ne mai facem de cap, mai facem un altă pe aici, cât se poate, în limită. Și avem un felul următor, transfer server. Ce nu, mă polifemus, polifemus. Include statut de VIP. Acest ticket este disponibil doar pentru caracterele selectate. După aceasta nu mai este disponibil o altă schimbare. Asigură-te că ai numele corect al caracterului în magazin înainte de a cumpăra. Adică, Aici trebuie să apară More Black adică caracterul pe care doriți să-l mutați. Să fie aici sus și puteți cumpăra. Pac! Mergem pe Polyfemus oficial s-a achiziționat. Acum urmează să primim un mail. Am făcut și câteva gd uri Hai să vedem mail-ul. Bun, o să arăt ce ne interesează pe noi. Aici ne arată toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinim. Adică să nu fii membru de la Brazlă sau lider de Brasla, Dacă ești în vreo Brazlă, trebuie să părăsești nici de transfer. Să nu fiți căsătoriți. Chiar dacă vă luați șamanca cu voi, trebuie să prefaceți nunta. Faza cu 5 caractere libere. O să se șteargă toți prietenii. Na, no, bun. Și toate mesajele din căsuța poștală, ce vor conține doar text, se vor șterge odată cu mutarea. Adică, dacă tu ai pe cutia poștală ceva cu atașament, adică cu item, ele o să-ți rămână. Deci, pe următorul server tu poți să transferi tot ce ai pe caracter și tot ce ai pe cutia poștală. Deci, absolut oriunde să pui și la alchimie și la costume, iar poți echipa și în inventarul de la curia, plus tot ce ai în cutia poștală se va muta pe următorul server. În același timp, cazul în care o să fie probleme pentru transfer, o să zic aici, da? Uite, următoarele cerințe nu sunt deocamdată îndeplinite, niciuna, adică îndeplinind toate cerințele pentru transfer care sunt următoarele, cazul în care le vreți, le puteți citi, dar nu este necesar și cazul în care nu merge transferul, adică trece ziua și nu îndepliniți toate condițiile, atunci o să mai aveți încă 3 încercări de transfer și dacă eșuază toate încercările, trebuie să faceți un ticket. Deci la noi toată treaba e bună, tot în regulă, s-o cumpăra transferul, acum urmează să vedem ce mutăm, urmează să golim contul, shop ce mai avem pe acolo, hai să trecem pe shop. Mi-au închis clientul, deci nu știu care e faza, dar... Cred că nu i-am dat eu update la client, trebuie să mai dau un restart la mai un alta. Cred că e și vina mea aici. Bun, ce avem aici? Mai avem încă ceva cash și uite așa arată shop-ul. O dispărut timpul, deci o să ne mutăm cu toate astea. Deci avem una, două, trei, patru full-uri, unul full PVP, da, deci și niște piatra lunii. Nu astea au rămas? Ah, A, ah, m-a spărea, frate, mai știam că mai am, da? Mai stai aici încă 20 de pietre luni, super bine. Și cu alea nu știu ce să facem, pentru că dacă ne uităm aici, piatra lunii acum a urcat destul de mult în preț, 150 bucata. Noi le-am putea vinde aici, acaz în care la noi n-au preț. Și de aici o transferăm vă crește, adică tot ieșim ok. Alea încă e discutabil. Bun, ce iteme s-au mai achiziționat? Asta e că băgăm și licanul. nu? Așa, să dăm și itemele de lican. Bun. Deci, Vesta, armura de Lican cu un caj jumate, 50 atac și 10 absorbită. Ăstea cu 40 medie, 14 foc. Sulețe de Lican, mai avem un scut plus 9 cu imun, 12 dex, 8 int de nivel 41. O brățară cu 20 drop, 15 magie, un caj jumate PV. Mai avem scutul ăsta cu 12 int torțele cu 12 int și încă o brățară plus 9 cu 20 drop 20 vampiri acestea o să fie itemele cu care ne transferăm, erau normal mult mai multe, deci mai aveam încă persoane care doreau și îmi pare rău pentru că nu am putut să rezolv pentru fiecare care mi-a scris am rezolvat atât, deci cât vede atât am să rezolvat asta e a atât mi-au luat mie de aici, 15, uh, 15, ce 15 frate, 20 drop și 20 vampiri. Asta mi-a -mi restul pentru alte persoane. Bun, alchimie, iar aveam comenzi și de alchimie, numai că din nou nu mai fost caș cavalet. Așa că o să transferăm numai alchimia pe care o avem noi pe shop. N-am mai rămas cu niciun mitic, sunt dat toate miticele, au fost ok. Mai are și cu niște cufere acasă, însă că, bă, decât să le deschidem absolut toate, mai bine și mai cu niște cufere. Bun, papuși de pescar. S-au vândut câteva perechi aici. Sincer, o să le scot din depozitul ăla și le mai pun pe un shop. Chiar mâine pot să fac shop cu toate perechile de papuși pe care le mai avem. Să mai dau la câte 10 milioane și dacă mai facem și aici am vreo 3-4 oni, 5 oni, 6 oni din papuși de a mai deschidem niște cufere sau mai transferăm niște evochere, Pentru că până la urmă, dacă se poate valorifica, de ce nu? Nicovale nordice și de am adus câteva, o mai rămas pietre lunii, hai să vedem chiar câte o să fie la număr pietre lunii pentru că sunt ceva bani de pietre lunii ce s au mai vândut aici și iară să poate face niște bani în continuare din fragmente cristale de 10 am vândut la 1 milion jumate adică ca la noi, cum am și zis pe videoclip, băieții mari nu așteaptă ca să cumpere la 10 milioane 9 milioane sau cât era o bucată cumpără la pachet și le convine să dea mai mult. Deci gândiți ca băieții a grei ca să faceți cașcaval și voi, da? Chiar dacă vă ocupați cu lucruri de astea mai mărunte, adică faci fragmente, frate, zici. Bun, hai să revenim puțin. Nicovale a rămas cu 181. Le vin de la noi, vedem care o să fie prețurile astea mâine după mentenanță când facem și transferul. O să facem și calculele, îmi pare rău că n-am apucat să scriu chiar tot pe foi, pentru că o fost și pe grabă anumite lucruri. Bun, 31 de piatra lunii, dacă vindem aici 31 de pietre lunii ori 1,5, o să vină 46 de oni 500. Hai să zicem 45 de oni. Trecem rapid pe Polifemus să vedem cât e la noi acum piatra lunii, dacă e același preț, le mutăm. O să, e același preț, le mutăm, nicio problemă, o să vină 40 și ceva de oni la noi. La noi acum medeurile sunt 230 și la polonez, dacă nu s-ar bloca. Da, trebuie să vină aia de mâine și dăm și noi un restart la PC, mai dăm un restart la metin. Doi oni aici, wow! Bine e pe preț, adică ai e... păi, de cap și -s multe. Sunt foarte multe la bani ăștia. Bun, asta sincer ar fi singurul motiv pentru care n-aș da transfer de absolut toate chestiile care au același preț și aici și la noi. Dar luând în calcul și situația actuală, adică de, vin de sâmbătă cum n-am putut intra și am intrat numai acum, mutăm tot. Deci mutăm tot. A fost ok, câtă vreme am fost aici, așa am avut timp, dar acum acum ne mutăm înapoi pe poli și o să mai facem și acolo bișniță, o să trecem și pe Tiger, o să mai facem și în, alte part, în altă parte. Nu ne permite timpul să stăm și aici și acolo și dincolo și în toate părțile. Cu toate că bișniță se poate face fără nicio problemă, deci consider că business se poate face pe absolut orice server. Nu mai trebuie să căutați ce să vinde, ce să cumpără, urmăriți piața, vedeți cam cât ar trece pe zi, pe săptămână. Vă orientați după ce evenimente sunt și atunci 100% o să puteți face ceva profit frumos de pe piață, mai ales dacă mai și prindeți ceva mai ieftin, pentru că aici cred că e cea mai mare șmecherie. Când urmărești piața și prinzi ceva mai ieftin, după care tu vinzi mai scump. Că și eu de multe ori, dacă am nevoie de Yang, dacă prind un transfer care mă avantajează sau ceva, în momentul ăla, sincer, și mai dădeam pe Stilică și pe Carpa, și pe Poli, și pe Tiger, am pus respectiv obiect sub piață, cine dorește le și face profit. Așa trebuie să vă gândesc că sunt momente în care merită să vinzi sub piață, iar persoana la care are cașcaval să cumpere ce aveți voi, câștigă. Pentru că are cash și răbdare, ca mai ai treaba. Bună. azi ne câte vosele albastre, în mare parte, mama frate. Vai cât o să fie de -astea. Am un vedem. Cât timp le vindem, în cât timp le dăm fragmente, iar mai trebuie să cumpărăm de pe piață, să mai fragmentăm, să mai cristalizăm astăzi. Da, sunt câteva la 3, 3 jumate pentru că să cam face ori 2x și dacă din cât avem aici am 12, 13, 14, 17, 20 de om maxim cât avem. Dacă, oh, și mai avem și pe celălalt caracter încă un on, caracterul pe care l-am făcut nivel 50. Da, mai sunt, mai sunt încă lucruri de adunat. Acum noi inițial sperăm să nu uităm cam nimic ca aici, dar chiar dacă să uită, mici șanse să nu le valorificăm dacă chiar e nevoie de ceva. Pentru că ei încă au pe piață și vocheri oricum îți trebuie la Wayne Prada mi-a picat vânzătorul, cumpărătorul, deci cine îl dorește poate achiziționa, oricum o să mai dăm și noi pe strigă mai una alta, cine dorește Prada o, o făcut rost ieri de 1 și nu mai are nevoie 30 de zile. Cititele sunt date, magicele sunt cam date, schimbă cu plus, astea încă vedem la preț, exorile iar dacă doriți 10 exo ne înțelegem, dacă nu le bag eu pe vreun caracter, 100 și ceva de vopsele, 155 de vopsele. 17 manuale de astea Fie rar mai avem aici. Inițial mă gândeam că o să vin cu mult mai multe dioxide, chiar dioxide vreau să aduc destul de multe. Dar așa s-o rânduit că le-am vândut aici. Ei, nu, mai, nu mai are rost să le cumpărăm că au preț destul de mare și aici la ei, știi? La început când a venit toate cuferele au fost jos la preț, adică acum au urcat bașa, n-am 5 milioane, dar nu sunt pe piață. Tot așa era și când a venit. Nemereu la 8, când a venit era 6. Jotunul a urcat la... Mamă, stea asta, nu, nu știe că s-a actualizat prețul. Jotunul a urcat la 13 și era vreo 7-8 milioane de jotunul. Aia zic. Deci a fost o perioadă în care ne-am distrat destul de mult aici la Apple Server. Eu zic că s meritat. Clar că în viitor o să mai facem lucruri de genul pentru că mi au plăcut. Deci efectiv clar mi au plăcut. Mai ales că au venit după evenimentul ăla în care două săptămâni am stat full numai non-stop în casă la eveniment. Ca să mă mergem până la polonez a fost o plăcere. Mergem înapoi cu 30 de elixiri de astea. -am apucat să le vindem toate. Nicovalele am zis că le dăm și vedem ce, 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 mai facem astăzi. Așteptăm să vedem ce să mai întâmplă azi. Cașcaval mult nu avem. La următoarea tură, când venim, sperăm că venim cu mai mult cash. Pentru că tura n-a venit cu material pentru cash și nu s-au vândut cum ne gândeam noi că o să, să vândă. Hai să punem astea sus. Mai avem încă 2, 4, 6, aproape 800 de pietre de plus de Gaia. Chiar hai să vedem cât costă, frate. Noi am deschis o grămadă de cufere aici. Noi am deschis cuferele, ne-am distrat, deci aia a fost. câte o piatră de plus? 300k? hm, Și sunt mai multe. Cam nu prea sunt pachet de mai multe pietre. Vitalitate plus 4, 200 de bucăți. Ai de capul meu. Cine le adună, frate, plus 4? Să mai ai și 200 de bucăți. nu no, bun. Hai să facem un calcul, cu toate că dacă avem atâtea, cred că avem șansă să le dăm și la vreo 500 ca bucata, avem cantitate foarte mare. Deci vine 500, hai să facem la 0,3 ori 800 de bucăți, vin 2 oni Bun, dacă facem 0,5 ori 800, vin 400 de caca, adică 4 onii. Și încă nu se știe dacă le-am putea da mai scump, pentru că sunt multe, frate, sunt 800 de pietre. Ia chiar să vedem, deci sunt 800, ori 1,7 minus 800, faci 530, ori 3 gaia, îți dă 1680 de gaia. Aproximativ cam atâta scos din pietrele pe care ți le pot da eu. Așteptăm și la asta să vedem ce se întâmplă. Oh! Bobozen vreo 3 milioane, mai avem și de astea 100 de bucăți. Ia chiar să vin, poate noi putem cumpăra de la ei mai ieftine. Deci, Bobozen ha Hai să vedem. 300, 3 milioane și la ei. No, treaba asta chiar nu mai știu și nu mă gândeam. Da, uite mă că din chestii de astea, frate, mai scoatem 10-20 de won și efectiv recuperăm transferul. Da. Cam atât pe video, pe video asta. Deci contul o să urmează să fie pregătit, pul echipate de transfer. Ne auzim cel mai probabil cu un live unde o să echipăm complet contul și ne auzim la următorul videoclip și ne auzim mâine pe Bolifemus oficial. Gata, momentan cu Polska. V-am nu mă vine, papa.